mulțumim domnului profesor Dumitoreanu. Am vrea să vă spun că este o onoare să-l avem ca candidat al Facultății de Teologie. Nu numai că este un om de vocație ca sculptor, este și un profesor de vocație, dar înainte de toate vocația este sensibilitatea umană. Este un om de o sensibilitate, așa cum ați dat seama, și cred că acest cuvânt al domnului profesor ne-a sensibilizat pe toți și mulțumim din toată inima și trebuie să fac o mărturisire. Cel care mi-a tras atenția, deși dânsul nu mai știe, în primăvară, că se împlinesc 55 de ani de la trecerea lui Tâncu și acum domnul profesor Dumitoreanu. Deci fără domnul profesor, nu a avut loc această seară de priveghere cu Tâncuș. Vă mulțumim, domnul profesor! Ca o surpriză a serii, avem în această seară o interpretă de muzică populară. Nu vă spun că este și fiica noastră bolnicească. Este vorba de Ornela Elena Pasăre, care este născută în Târgu Jiu. A absolvit liceul de muzică din Târgu Jiu, Constantin Brăiloiu, Facultatea de Muzică în București. A participat la multe concursuri, printre trofeul la concursul Vedete în Devenire, locul întâi pe țară la concursul pe fir de alarmă. Deci avem în seara aceasta o teancă din Târgu Jiu, de la Constantin Brâncuș, și ne face o deosebită bucurie să participe la această seară și cred că este o surpriză a serii. Deci o vom asculta pe Ornela Elena Pasăre. În suflet părintelui Gheorghe Holbea, pentru că a făcut posibilă prezența mea în această seară. Dumneavoastră vă doresc multă, multă sănătate, fericire și numai bine. Doamne ajută, muzica maestre!
moment de coș de Târgu Jiu. Este atmosfera populară în care s-a născut Constantin Brâncuș. Vom încheia cu studenții Facultății de Teologie, grupul studenților Facultății de Teologie, într-un registru, să spunem, după ce am trecut prin folclor și prin toate etapele, vom încheia cu un registru.